Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 11 iulie Timpul cernerii Text biblic Domnul Isus a spus Din pricina înmulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci. Matei 24, versetul 12 Îndată ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunțile lor, și acesta nu este un sigiliu sau un semn care să poată fi văzut, ci o stabilire în adevăr, atât intelectuală cât și spirituală, în așa fel încât să nu poată fi clintiți. De îndată ce ei sunt sigilați și pregătiți pentru cernere, aceasta va avea loc. De fapt, a și început. Judecățile Domnului sunt acum peste pământ, avertizându-ne pentru ca să știm ce va urma. Se apropie repede timpul când va exista o mare nedumerire și confuzie. Satana, îmbrăcat în haine de îngeri de lumină, va înșela, dacă e posibil, chiar pe cei aleși. Vor exista mulți Dumnezei și mulți Domni. Va sufla orice vânt de doctrină. Semnul fiarei ne va fi impus. Celor care au cedat pas cu pas pretenților lumii și s-au conformat obiceiurilor ei. Nu li se va părea greu să cedeze mai degrabă în fața autorităților decât să se expună disprețului, insultei, amenințării cu închisoarea și morții. Lupta se dă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. În acest timp, în biserică, aurul va fi separat de zgură. Adevărata sfințenie va fi în mod clar deosebită de aparențele înșelătoare ale ei. Multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor se vor pierde în întuneric. Pleava, asemenea unui nor, va fi spulberată de vânt chiar din locurile unde vedem acum numai arii bogate de greu. Toți aceia care au luat asupra lor podoabele sanctuarului, dar nu sunt îmbrăcați cu neprihănirea Domnului Hristos, vor apărea în rușinea propriei goliciuni. Dar, există oameni care vor primi adevărul iar aceștia vor ocupa locurile celor care se scandalizează și abandonează adevărul. Oamenii cu adevărate principii creștine vor ocupa locurile lor și vor deveni slujitori de încredere, fideli în susținerea cuvântului lui Dumnezeu, în adevărata sa trăire și în simplitatea lui. Domnul va lucra astfel încât cei nemulțumiți vor fi separați de cei adevărați și loiali. Rândurile nu vor fi diminuate. Cei ce sunt fermi și adevărați vor ocupa locurile vacante lăsate de cei care se simt ofensați și renunță la credință. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.